Ce se întâmplă, Ionescule? Nu se întâmplă nimic deosebit, domnule Marșal. Majestatea sa vă așteaptă. Bine. Trăiești, măria ta. Luați loc. Nu vă cer explicații. Faptele vorbesc. Fără a mă consulta, ați decis singur continuarea războiului. În pofida faptului că întregul front se prăbușește. Măria ta. Nu continuarea războiului, ci obținerea unui moment favorabil, prin luptă, dacă nu se poate altfel, care să ne permită un armistițiu și nu o capitulare fără condiții. Bine, dar trupa nu mai vrea să lupte. Tocmai de aceea plec acolo. Dacă am șansa unei singure victorii care să-i oprească pe ruși, aceștia vor prefera un armistițiu. Am trimis o notă cu amendamentele noastre. Ce amendamente? Măria ta. Nu mai spuneți măria ta. Dar cum să vă spună? Forma corectă de apelațiune este majestatea voastră. În sfârșit, spuneți cum vreți. Reiau. Nota a fost prezentată azi în Consiliu. Evitarea devastării țării, evitarea dezonoarei armatei române, respectarea administrației românești. Problema Basarabiei și a Bucovinei de Nord să fie rezolvată la sfârșitul războiului. Plata daunelor să nu depășească posibilitățile țării, cam asta ar fi. Mai erau și daunele recuperabile de la nemți. Asta după semnarea păcii, la încheierea conturilor finale. Peste toate, în mod evident, condiția supremă. Nerecunoașterea dictatului de la Viena, implicit, realipirea Transilvaniei de Nord. Credeți că puteți obține toate aceste condiții? Așteptăm un răspuns de la Moscova, prin Stockholm. Pentru asta m-am întors ieri de pe front. Dar în așteptarea răspunsului, trebuie să luptăm. După informațiile mele, în afară de Stockholm s-a mai acționat și în alte direcții. Eu le-am facilitat pe toate, în mod deliberat, fără să întreb de ce ele se duc fără mine. Le-am spus și domnilor Maniu, Brătianu, Titel Petrescu. Încheiați dumneavoastră armistițiul. Nu vă fac nicio opoziție. Dimpotrivă, vă dau tot concursul. Devin soldat și execut ordinul primit. Luați conducerea. Răspunsul dumnealor a fost întotdeauna negativ. Aș nuanța puțin. Răspunsul lor a fost: Antonescu a vrut țara în război, Antonescu s-o scoată. O scot, dar nu oricum. În niciun caz cu bolșevizarea României. Eu nu dau țara pe mâna rușilor. Chiar credeți că i-ați putea opri pe ruși? Da, avem un astfel de plan. Care, dacă nu se realizează, totul se va transforma într-o catastrofă națională. Trebuie încheiat armistițiu. Vreau garanții. Și dacă nu le voi avea, voi continua lupta alături de trupele germane. Nu sunt de acord cu atitudinea dumneavoastră. Veți cere armistițiul. Imediat. Îmi voi alege singur momentul. Nu trebuie să fiu învățat.
vă rămâne o singură soluție. Demisia. Să-mi dau demisia și să las țara pe mâna unui copil? Niciodată. Acu-i-acu. Taci. Nu mai am țigări. Vă rog să mă scuzați. Dă-mi un pahar cu apă. Nu mai lăsați să câștige timp. Ori, ori, armistițiu, acum ori demisia pe loc. Știți formula. Nu cedați. Duceți-vă ce mai stați. Îmi pare rău că nu vă dați seama de situația în care vă aflați. Nimic nu mă poate convinge să-mi schimb planurile. Voi continua războiul. În această situație mă simt obligat de a ține seama de voința poporului meu. Și voi lua personal măsuri de salvarea țării de la dezastru. Am hotărât să încheiați armistițiul chiar astăzi. Iar dacă refuzați, vă ordon să demisionați. Acum. Nu primesc ordine de la nimeni. Eu sunt cel care hotărăște în țara asta. Atunci sunteți destituit. Majestate, la ordinele dumneavoastră. Executarea. Din un alt ordin sunteți arestați. Ce faci, mă? Un plutonier pune mâna pe conducătorul statului? Ce-i asta, sănătescule? Viu la voi ca un om cinstit și mă tratați ca pe un bandit? Ce faceți, mă? Luați mâna de pe domnul mareșal! Am spus? Executarea! Harilor, mâine o să fiți spânzurați cu toții. Vezi cum faci și scoate mașinile antoneștilor din fața palatului. Dublează pretutind din gărțile. Păi din escortă găsești un pretext și dezarmează. Hai, executarea. Am înțeles. La ușă cu arma străină. Nu mai putem respira! Ne sufocăm! Poftiți! Păi noi degeaba vă supărați. Ordinul e ordin și când vine de la cine vine, nu mai încape tocmeală. O să primiți apă, țigări, hârtie și două scaune. Fii cu ochii în patru. Dacă te atacă, trage. Nu vă supărați, așa sunt ordinul. 20 de minute afară, 20 de minute înăuntru. Puteți să luați și scaunele. Ciudat. Până acum n-a reacționat nimeni. Ce credeți? Acum știu ce mă rămâne de făcut. Domnule mareșal, timpul nu-i pierdut. Bate mănușe și le spunem că sunteți de acord. Deși sunt român și eu, spre deosebire de voi, eu vreau să rămân consecvent în onoarea mea de om și de militar. Nu vă supărați, dar trebuie să vă reamintesc că după prima întâlnire cu Hitler a spus e un om mare. După convorbirea din 5 august a spus e un nebun. Vreți să rămâneți alături de un nebun? Am de ales între un nebun și niște lași și trădători. Prefer să rămân de partea primului. Credeți că ne împușcă? Totul e posibil. Dar nu pot crede că armata mă va părăsi. Poftiți afară. Ne împușcați? Nu vă împușcăm.
Dacă vă supuneți ordinelor, nu vi se va întâmpla nimic. Urmați-mă.